perioada lunii martie am avut o serie de cetățeni, persoane fără adăpost, pe care poliția locală le-a consiliat în ceea ce privește internarea la centrele de ajutor ale Direcției de Protecție Socială. Și au fost și persoane care au fost într-o stare mai gravă și au fost spitalizate la spitalele din zonă. Astfel au fost 41 de persoane consiliate în această perioadă, 7 persoane spitalizate la Spitalul Sfântul Pantelimon, Sfântul Ioan și Alexandru Obregia. De asemenea, în această perioadă au fost identificate, în vederea instituționalizării, un număr de 47 de persoane. Pe această cale dorim să le mulțumim și cetățenilor sectorului 3, care au sesizat poliția locală la dispeceratul poliției locale 0219543. Am primit astfel un număr de 37 de apeluri. În locațiile pe care știm că se strâng acești oameni ai străzii, vom merge, vom face identificări, vom face această consiliere și în măsura în care ei își dau acordul, vor fi instituționalizați. Nu avem cum să-i obligăm, doar îi rugăm să meargă și să se adăpostească la centrele Direcției de Protecție Socială.